patru elicoptere noi vor fi folosite de acum de polițiști pentru monitorizarea șoselelor importante. Până acum foloseau două aparate de zbor dotate cu echipamente vechi de 20 de ani. Cea mai importantă achiziție este elicopterul Black Hawk, cu autonomie de cel puțin 4 ore, care poate zbura cu o viteză de până la 300 de km pe oră. Vom asigura locul de păstare foarte rapidă la locul accidentului, traseele de deviere posibile pentru scurtarea timpilor de așteptare în coloană. Poate transporta până la 12 persoane la bord. E un elicopter foarte fiabil, cu toate sistemele dublate, unele dintre ele chiar triplate. Este un elicopter foarte bun din punct de vedere pilotaj. De asemenea, încă trei elicoptere Airbus au intrat în dotarea poliției. Elicopterul Airbus în care ne aflăm poate zbura neîntrerupt timp de cel puțin 2 ore și poate atinge o viteză de până la 250 de km pe oră. Acesta este dotat cu echipamente ultramoderne pentru monitorizarea traficului rutier, precum sisteme radar și camere cu termoviziune care pot capta și transmite imagini în timp real și la o rezoluție înaltă punctelor de comandă de la sol. Aparatele de zbor au fost cumpărate printr-un proiect finanțat din fonduri europene. Printr-un alt program similar, polițiștii au primit peste 500 de autospeciale și 10 de motociclete, sute de aparate, drug test și etilometre, dar și kituri de cercetare la fața locului și radare moderne. Până undeva la 1200 de metri, detecția, partea de night vision, aici avem partea de vedere pe timp de noapte, ele lucrează inclusiv cu tabletele polițiștilor, vor putea trimite imagini în mod automat către polițiști. Avem 4000 de dispozitive mobile și 1400 de imprimante. Astfel încât actul administrativ, procesul verbal să fie mânat pe loc. Aici aveți drug testele, 244 de sisteme drug test, detectează 8 substanțe. Sunt deja în dotarea Ministerului Afacerilor Interne. Avem peste 400 de aparate acum la nivel național. Și avem 800 de kilometri pentru detectarea consumului de băuturi alcoolice, conducătorii auto. Se preiau absolut cât mai detaliu toate urmele produse la locul accidentului. În felul acesta, nu existând niciun fel de marjă de eroare și de implicare umană în tot ceea ce ține lanțul acesta de ridicare a probelor. Va fi mult mai scurt timpul de cercetare la fața locului. Toate aceste dotări, achiziționate din fonduri externe nerambursabile, asigură mijloace moderne de intervenție pentru poliția română, adaptate anului în care ne aflăm. Obiectivul general al acestui proiect constă în reducerea numărului de victime prin diminuarea accidentelor rutiere și creșterea gradului de siguranță și securitate pe infrastructura rutieră, prin implementarea unui concept integrat de acțiune SOLAIR și întărirea capacității poliției române de prevenție, intervenție, monitorizare și gestionarea traficului rutier. Este vorba de proiecte de peste 110 milioane de euro și care, foarte important, au transpus o viziune de dezvoltare și nu o listă de cumpărături. În anii care vin vom avea nevoie de poliție foarte puternică și modernă, de poliție de frontieră bine dotată care să protejeze frontiera. Cu o medie de aproximativ 2000 de decese pe an în accidente rutiere grave, România este pe primul loc în Uniunea Europeană în clasamentul negru. Țara noastră s-a angajat să se alinieze la obiectivele blocului comunitar și să reducă la jumătate numărul până în 2030.